Jafca în filme la o sală de jocuri de noroc din centrul orașului Petroșani. Un individ mascat și înarmat cu un cuțit a intrat în local și a amenințat-o pe angajată care se afla înăuntru să-i dea toate încasările. Apoi s-a făcut nevăzut cu o sumă importantă de bani, iar polițiștii îl caută și acum. Roxana Tivadar are amănunte. Bună ziua, Roxana! Bună ziua! Jaful a avut loc în jurul orei 6 dimineața, atunci când casiera se pregătea să facă inventarul banilor strânși peste noapte. Din senin s-a trezit că este amenințată cu un cuțit de un individ mascat. De teamă că ar putea fi rănită, femeia i-a dat toți banii pe care îi avea în acel moment, aproximativ 40.000 de lei. Bărbatul a dispărut apoi în doar câteva clipe. Abia atunci, angajata a reușit să apese butonul de panică, iar agenții de pază și polițiștii au ajuns imediat la fața locului. Se pare că totul a fost surprins și de camerele de supraveghere, iar polițiștii speră acum ca aceste imagini să îi ajute la identificarea individului. Deși speriată de moarte, angajata cazinoului a găsit puterea să apese butonul de panică la foarte scurt timp după ce tâlharul a fugit cu banii. Polițiștii nu l-au mai prins, dar îl caută acum peste tot. Din fericire, angajata nu a suferit vătămări corporale, ea s-a aflat sub nivel panic, în mare a fost transportată la spital în vederea acoperirii medicale, dar localul în care s-a dat jaful este situat la parterul unui bloc în zona centrală a orașului Petroșani. Locatarii de aici au rămas surprinși să afle că așa ceva s-a întâmplat tocmai acolo. A fost ori cineva care cunoaște magazinul, oricineva chiar dintre ei, oricineva mai apropiat. Cineva nu se risca? Eu cred că nu. E o zonă prea vizibilă. Dar eu știam că ăsta e deschis non-stop. Eu abar n-am de nimic, pe cuvânt de onoare. Ce zic oamenii? Păi ce să zic, că nu-i venea să creadă, că nici mie nu-mi vine să creadă, că doar tot timpul erau bodyguard aici, nu? Cei care îi prind odată să nu-i mai scoată pe ușa din dos, e bine. Dar nu. Credeți că îl vor prinde? Nu. Stați liniștit că nu-l prinde. Pentru a da de urma tâlharului, polițiștii au ridicat în înregistrările făcute de camerele video ale localului. Deocamdată, anchetatorii au un cerc de suspecți și speră să-l prindă cât mai repede pe cel care a comis jaful.